și bine v-am găsit la primul unboxing din acest an și cum puteam să începem dacă nu cu un unboxing Oriflame și anume unboxingul campaniei cu numărul 1, campanie ce practic a început pe la finalul lunii decembrie, mai exact pe 28 decembrie și ține până pe 17 ianuarie, așa că dacă doriți, vă interesează și vă atrage ceva atenția din această broșură, timp de comandă încă mai există. Eu o să vă las ca de obicei broșura în descriere și cu siguranță ori aveți pe cineva reprezentant în jurul vostru, ori puteți să vă creați un cont pe site și să vă plasați comandă singurei. Deci eu zic că este foarte bine, mai ales că sunt și reducerile aferente atunci când ai un cont. Bun, și am aici lângă mine Coletul și Sami, care este și el pe aici pe lângă mine. Deci în caz de auziți ca de pică sau ceva de chestii de genul acesta, este doar el, nu vă faceți probleme, e aici asistentul meu de plată ca întotdeauna. Și hai să-l și desfac, pentru că practic avea ce a ajuns în posesia mea și n-am apucat să-l desfac, nu nimic, așa că o să vedem efectiv chiar împreună ce se află în acest colet și da, sper eu să nu am surprize și să fie toate produsele aici, așa că, hei, chiar sper. Bun, întâi de toate, stați așa că nu știu ce am pe aici, sunt multe chestii așa împrăștiate. Hai să încep cu produsele pe care le am pe comandă și am trei chestiuțe din acestea așa de unghii, un top coat și două oje. Este 14 lei bucata în catalog. Top coat-ul acesta gel, care este practic așa pasul 2, l-am avut și eu pe vremea când mai foloseam și eu oje, să zic, și mi-a plăcut super mult, adică chiar este un produs foarte fain și foarte, foarte bun, care chiar își merită bănuții. Și stai să dau eu coletul așa lângă mine, că am nevoie de loc aici. Și mai am două oje în două nuanțe diferite, Sponge și B-Sand, da, mă ajută de nu mai pot, Sand de Sponge și Bronze Sand, acesta este cel bronz, e așa un maroniu cu pruriu, aș zice, foarte drăguț, iar cealaltă nuanță e un piersiciu cu ceva irizații aurinia, chiar arată super, super drăguț. Iar Sami, în acest moment, în caz că vă întrebați ce face, cred că vrea să bage mașina de spălat. Și le găsiți în broșură, găsiți toate celelalte nuanțe ale ojelor. Chiar sunt niște oje faine, adică eu cât timp le-am folosit, vreau să spun că mi-au plăcut super, super tare. Apoi, să spun, tot caut eu aici, am un produs în dublu exemplar. Unul mi l-am comandat eu, unul și l-a comandat mama mea și anume uleiul acesta de buze nou și dacă ăsta este nuanța nude, nu vreau să știu cum sunt celelalte colorate și da, acesta ar fi, știu că nuanța nude am avut amândouă, dar am pe spate scrie nuanța și așa arată, este micuț. O să pun unul deoparte, iar pe al meu o să îl și desfac. Este un produs nou apărut și spune că este cumva așa un ulei de buze hidratant și cu ceva culoare. Ia să-i să dau aici pe mână. Ok. Pare ca un luciu de buze. Sincer să fiu, mi-aș dori să fie cam, să fie asemănător cu produsul de la Catrice, care mie una îmi place super tare. Și cam așa arată și asta ar fi nuanța nude. Și zic asta pentru că el ar veni în trei nuanțe. Nude, red și plum. Acestea sunt nuanțele. Iar acesta de pe mâna mea ar fi primul. Mă, ce-i drept seamănă cu ce este aici în catalog, nu este foarte mare diferență. Este 20 de lei un asemenea luciu produs și asta e să văd eu să ia. Hai că se ia bine și acum m-am făcut toată pe mâini. Sper să fie și bun, o să ne auzim pe aici și o să vă spun păreri despre el. Apoi, un produs pe care mi l-am comandat eu și este cumpărat și răscumpărat este acest ulei purifiant cu tea tree. Este la 11 lei acum în broșură, știu că este la ofertă. Mie îmi place super mult, este foarte bun pe coșuri, deci practic dacă l-aveam până acum pe astea două de tot stau aici, deci cred că au săptămâna de când stau acolo și nu fac nimic, doar stau acolo, le-ar fi vindecat și am zis că ok, hai să-mi-l iau pentru că îmi place și îl folosesc. Ce, uite, are 12 luni, uite, numai bine, îl desfac în ianuarie și știu că la finalul anului expiră. Asta pentru că vă dați seama că nu reușesc să folosesc toată cantitatea asta de aici, pentru că atunci când am nevoie să pun pe un coș, pun
puțin pe, înainte puneam pe buricul degetelor, dar mi-am dat seama că mai ok se aplică dacă pun pe un bețișor de urechi și vin și pun pe capăt, pun acolo pe coș și își face treaba super bine, îl vindecă și dispare. Așa că da, am zis că produsul acesta este must have, sincer să fiu, la mine. Oricât aș încercat alte geluri, chestii din acestea de să usuce sau să neapărat să vindece, că nu vindecă, practic le usucă mai rapid, ori le usucă, ori le fac să coacă și să dispară de acolo mai, să zic, în câteva zile. Dar el îmi place cel mai tare, așa că am zis că ok, îmi doresc să-l recumpăr. Asta pentru că cel vechi, nu mai știu când, dar la un moment dat anul trecut știu că l-am aruncat și am zis, las că mă descurc doar cu gelurile pe care le am. Dar nu, el e cel eficient. Apoi, ce mai am aici? Mai am aici un set de două mostre din acestea de la parfumul nou, Soul Fever, cumva. Soul Fever Estatic pentru ea și pentru el. Mie îmi plac parfumele din gama aceasta Soul Fever, chiar mi-au plăcut super mult toate. Acum nu știu să vedem. Am destule parfumuri, deci da, mă mai gândesc dacă voi lua sau nu, pentru că oferta este bună la ele în catalog. Apoi, am aici un parfum, Mr. Giordani Aqua, care se află la o ofertă foarte faină în această brășură. Este practic 46 de lei doar și l-am luat, desigur, pentru al meu soț, plus că aveam nevoie și de un mic cadou așa de zi de nume și am zis că ok, nu, mai bine s-a potrivit, oricum parfumul era în plan pentru acest lucru și de asta și desfac și îmi place super mult cum arată cutia. Pe acesta, din câte știu, nu l-am mai avut. Eram practic între el și Glacier l-am mai avut și am zis că ok, hai, dacă ăsta este și la ofertă și mie îmi plac super mult parfumurile Giordani, am zis că să-i achiziționez și îmi place super mult și sticluța cum arată. Vă spuneam că are 75 de mililitri, am luat așa o pauză de Sami, să-i dau drumul la ușă în cealaltă cameră și că îmi place super mult. El face un parfum marin, din ce spun ei, lemnos acvatic cu artemisia, acord lemnos și vetiver, concentrație ridicată de parfum. Ia să vedem. Tot ce pot să deschid. O, mica mea, cum se deschide acest parfum? Să se așa. Ah, gata, greu se deschide. Măi, da, miroase super bine. Și n-am dat niciun puf din el, nici n-o să dau, o să-i las lui, desigur. Dar da, este un parfum care se merită și un parfum, ce zic eu, că poate fi pe placul multor persoane. Bun, dacă tot suntem la capitolul parfum, nu am rezistat eu unei tentații și anume unui parfum pe care mi l-am cam dorit de când a apărut, dar am zis că gata, este momentul să mi-l iau și anume Giordani Gold Essenza Blossom. Cred că are anul, dacă nu mai bine, de când a apărut și am tot zis că mă, n-am nevoie, că am parfumuri, am parfumuri, mie îmi plac foarte mult parfumurile acestea din gama Giordani. Cel esența normal chiar mi-a plăcut și am zis că da, hai să îl iau, asta pentru că este și la o ofertă și anume este la 95 de lei dacă ai achiziționat produse în valoare de 99 de lei din C18. Eu am avut comandă de peste 100 de lei din C18, așa că da, am putut să-mi achiziționez acest parfum, 95 de lei plus reducerea de consultant, reprezentant, spuneți-i cum vreți. Sticluța îmi place super mult, știu, pentru că na, la fel arăta și sticluța cea pe auriu, doar că acesta ea, mie îmi dă sincer să o senzație așa de pudrat. Hai să vedem și dacă e așa, sincer să fiu. Nu știu ce să zic, stați că o să pun imediat și pe mână. El este parfum, concentrație maximă de parfum, are flori albe, iasomie arabă, acord camelia, celebratissima și vanilie. Iasomia se simte, vanilia, sincer să fiu, nu știu, o fi și ea pe acolo, pe undeva și hai să vedem. Mamă, ce fain miroase, se simte deja. Da, miroase super bine și mi se pare un parfum, practic, parcă mi-am dat cu primăvara în nas în momentul ăsta, plus că mă ajută și temperaturile de afară, având în vedere că este soare și cald, ce pot să zic. La mine este fix ultima zi a anului, pe 31 filmez acest video și practic m-a pornit primăvara în nas, da, deci mi se pare un parfum foarte, foarte fain. Bine, sincer să fiu, l-aș purta și în perioada asta, când este mai cald. În zilele reci, nu știu ce să zic, dar un parfum așa de
primăvară chiar mi se pare foarte, foarte fain și drăguț și mă bucur super tare că mi l-am luat. Apoi, cât astea au fost produsele comandate, mai am produsele primite, nu pot să-i spui cadou, având în vedere că dai banii pe ele, produsele pentru care am beneficiat de un preț mai mic. Asta mi se pare cel mai corect la Oriflame. Și anume nivelul 1 din ghidul acesta al lor de recompense cumva, practic pentru plasarea de comenzi cumulate total de 500 de lei în perioada C17-C1, minim 100 de lei pe campanie, în oricare două campanii în această perioadă, în C1 am putut să iau cadoul de nivel 1 cu doar 25 de lei și anume acest set de produse de make-up și avem aici mascara Wonder Lash 5-in-1, avem tușul acesta, Wonder Liner, care bănesc că este desigur nuanța negru, știu că apar, da, este nuanța black, și un iluminator din acesta lichid, care, vai doamne, ce micuție, scria pe aici pe undeva cantitatea și n-am văzut-o eu? Scria, bine, în fine, cred că scria în catalog, dar chiar stai că sunt curioasă cât are, nu scrie pe aici, 15 ml are. Este așa foarte micuț și cu pipetă, vai și cum arată. Știu că este un produs fain, un produs lăudat. Nu o să-l deschid pentru că, practic, aceste produse cu siguranță au destinația de a merge și de a fi un cadou, pentru că nu folosesc niciunul din ele. V-am mai spus, rimelul Wonder Lash la mine nu s-a potrivit, dar cunosc, știu și am auzit și am văzut și multe persoane că laudă și multe persoane că rali se potrivește. Na, pentru mine nu este să fie, dar știu că este un produs bun. Tuș eu nu folosesc, iar acest iluminator nici nu are rost să-l încep, având în vedere că eu nu prea folosesc produse cremoase, așa că vor rămâne acolo pentru a face parte dintr-un cadou la un moment dat. Și v-am spus că a fost 25 de lei. Iar taxele, livrare, manipulare, nu mai știu cum le spune, am putut să le înlocuiesc cu un produs și din ce aveau acolo, aveau că două fonduri, de fapt nu, aveau un fond de ten, baza aceea luminoasă de la Giordani, cea cremoasă și mai știu ce mai aveau, și un set de porfarduri, ceea ce am și eu aici lângă mine. Un set de porfarduri pe care eu pusesem ochii la un moment dat în extra ofertele acelea, în broșurile acelea micuțe cu extra oferte și pusesem ochii la un dat pe el, dar mi se părea prea scump 100 de lei. Zic, nu dau 100 de lei pe 3 porfarduri, ce am ură, arta ele bine, dar nu m-am țignit încă prea tare la cap. Și de data aceasta am putut să-l iau cu 50 de lei. Și am aici setul de porfarduri care mi se par foarte faine și uite că lui ăsta i-a căzut chestia asta și eu insist să o pun înapoi, nu mă întrebați de ce. Ar fi 3 porfarduri în nuanțe diferite. Acesta este cel mai mare, cel negru. Nu știu să vă spun dimensiunile, de asta vi le și arăt așa comparativ în mână. Poate vă dați seama și vă ajută. Mamă, și-au făcut Tetris efectiv cu ele, mă jur. Sincer, și un catalog, materialul, cred că mi-a picat ceva iarăși, materialul părea altul, dar așa arată mult mai fain. Adică părea ceva așa lucios, genul ăla de, nu știu, nu de piele, chestia aia care e de pielea, dar nu, este ceva textil. Și asta văd că au aici, că este și water resistant, ceea ce mă încântă și mai tare. Cel mediu așa, pe roz, deci vă dați seama, când am văzut setul atunci, ce m-a atras pe mine cel mai tare dintre ele. Și cel mic, nu reușesc să îl scot de aici, cel mic este așa mai penar, pe gri. Așa, arată foarte, chiar arată foarte fain toate trei, chiar îmi plac super mult și mă bucur că acum chiar au fost pentru a putea înlocui taxa aceasta, pentru că, sincer, eu chiar mă bucur de asemenea produse. Oricum, un porfar mi se pare mereu fain să ai la îndemână, poți să-l folosești la mai multe chestii, poți să faci cadou cu anumite produse, așa că e întotdeauna binevenit. Iar aici lângă mine mai am setul pentru campania cu numărul 2, catalogul și cred că am și, nu văd revista aceea cu extra oferte, ba da, este și aici în spate, acesta e pachetelul, dar despre el o să vorbim la momentul potrivit și anume după ce începe campania și voi avea comanda plasată și aici lângă mine. Bun, și cam acestea au fost produsele achiziționate din prima campanie de la Oriflame din acest an și mă bucur super, super tare că mi-am achiziționat produse care îmi plac și de care aveam unele nevoie, de altele nu.
cum ar fi uleiul ăsta, v-am zis că e esențial pentru mine și parfumul pe care mi-l doream efectiv de atâta timp. Iar la el sper eu să fie treaba cum bănuiesc și cum văd în acest moment și să fie bun, să fie. E cam asemănător cu uleiul acela pe care l-am eu cu Lip Booster de la Catrice și să-mi placă. Bun, cam acestea au fost produsele. O să ne mai auzim desigur cu ele și despre ele prin diverse clipuri, cu păreri, cu impresii. Dar până una alta, eu vă super mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare la un nou video. Vă pup! Pa, pa!